Pe, lasă că vă spune el, să-mi dea să mănânc, nu? Ceva special? Da, normal. Și. Adică și se mănânc și se faci detoxire, având Jesus Durac, el adică, este profesional de asta. Stai, și este puțin. Și Hajı de la Sultan. Ce e? Hajı. Numele lui este Hajı, de la Sultan. El este maestru bucătar. Bună ziua! Bine ați venit! Și este Jesus Durac pentru detox, cum se fi de cum încolo o viață de sănătoasă, o să-l povestești el. Adică o să mănânci sănătos, o să bei niște sucuri sănătoase, exact. O să ne învețe specialiștii tăi astăzi ce să facem ca să trăim mai sănătos. Evident că această detoxifiere, dragii mei, se face prin mâncare, prin sucuri, dar se face și prin masaj, pentru că a venit astăzi la emisiune Sfântul Iosif, prietenul nostru, cel mai bun terapeut medical, da? Am zis bine. Da, tehnician recuperare medicală. Fac foarte bine, mulțumesc. Ce faci tu? Cum ești tu? Mă doresc spatele un pic. Trebuie să ne mai vedem. Da. Eu sunt prea obosit. Ești obosit? Ok, după emisiune putem să facem o masaj. Perfect. Te detoxifică, să știi. Masajul prin, de detoxifiere, categoric, nu? Categoric, facem. Adică unul lângă altul, așa. Pentru trebuie. Detoxifiere eu recomand. Perfect. Și reflexoterapia ajută la detoxifiere. Așa. Și drenajul limfatic ajută enorm de mult la detoxifiere. Dacă sunt făcute cum se cuvine, corespunzător, pacientul imediat după ședința de drenaj sau de reflexoterapie simte nevoia să meargă să facă șușu, să se suie pe tron, da, pentru a elimina prin urină acele toxine. Am înțeles. Ok. Putem Iosif, să combinăm. Imediat revin la tine. Avem și aici colțul, și astăzi colțul de beauty, Daniel Ilie, hair stylistul nostru și hair stylistul Ginei Lincan. A venit și numai aici. De la dama, nu hair stylist. Adică la bărbați săraci de noi facă... nu este nimeni să face ceva, nu voi? Ce el acum? Dar la cât păr ai tu, la cât de scurt e? Păi tocmai asta nu am găsit pe nimeni, așa că uite cum tuns așa frumos. Mai și atât. Și atât, da. Okay. Tu ești și bărbați, Dani? Bine, deci o să te și tundem astăzi, dacă dorești. Iar acolo pe scaun se află Irina Dinu. Ea este make-up artist și astăzi o să ne facă niște machiaje spectaculoase. O să vedeți imediat. Întâi de asta o coafăm pe Irina și până o coafăm noi pe Irina, ne cântă repede Gazi de Mirel! Yar yaraman, yar yüreğim oldu keman, kavuşmamız yar ne zaman?
kanlı, tıl gibi delikanlı. İçtim başım dumanlı, hayda hayda güzel hayda. Bu gece barda, gönlüm hovarda. Çalsın sazlar oynasın kızlar. Hayda hayda güzel hayda, hayda hayda güzel hayda. Bu gece barda, gönlüm hovarda. Çalsın sazlar oynasın kızlar. Hayda hayda güzel hayda, hayda hayda güzel hayda. Yardayım. Her gece bir bardayım, hayda hayda güzel hayda. Bu gece barda, gönlüm hovarda. Çalsın sazlar oynasın kızlar. Hayda hayda güzel hayda, hayda hayda güzel hayda. Bu gece barda, gönlüm hovarda. Çalsın sazlar oynasın kızlar. Hayda hayda güzel hayda, hayda hayda güzel hayda. Atenție! Scolioza face tot mai multe victime în rândul copiilor și adolescenților. Este mai frecventă în rândul fetelor decât al băieților. Nu-ți neglija sănătatea! Scolioza îți pune grav sănătatea în pericol. Afli imediat ce trebuie să faci pentru a nu ajunge pe masa de operație. Cât de diferiți am fi, cu toții iubim. Racata, saca la racata, ca că tu eba por dentro. Saca la racata, ca că tu eba por dentro. Saca la racata, ca că tu eba por dentro. Tic, tac, toc, violento. Saca la racata, ca că tu eba por dentro. Saca la racata, ca că tu eba por dentro. Saca la racata, ca că tu eba por dentro. Ok, hai, gata, va ajunge. Băi, fetelor, gata. De fapt, nu ajunge, dar asta e, na, nu avem asta prea e, timp, da. Era bine. Știu că ți-e plăcea, mai ales de aici, din spate, cum te uitai tu la ele așa. Ce mult strică gazii? Știi? Da. Da. Uite, a venit la noi la emisiune și taraful Mateo, Florentina și Mateo. Bine ați venit, dragii mei. O să am o provocare pentru tine, să văd mai târziu dacă știi să cânti muzică românească. Ok. Ce zici, gazii? Par fi bine. Dar știi ce? De multe ori lumea îl întreabă, de ce nu cânt românește? Și eu tot de una zic, nu aveți lipsa în România, se vine unul din Turcia, se cântă românești. Dar una, două, așa merge, știi? Dar una, două, dar asta lume. Mai târziu. Arabul cu turca. Deocamdată, Biță, ia stai tu aici lângă mine. Dă-mi e mâna, Biță, nu știu ce. Hai să spunem aici ce avem, să prezentăm pe prietenii tăi și să spunem de ce au venit aici. Bun, deci, eu vin așa, ca să țin microfonul, el o să vorbește engleză și tu spui la telespectatorul nostru, el este Gesur Durac. De la Tour Travel. Poftiți. Așa, și doamna este asistenta domnului Cosmina, nu? Bravo. Cosmina. Așa. Deci ați adus aici un blender și mai multe ingrediente, din care vom face astăzi în emisiunea noastră ce? You want to represent for today just two juices to shake. Două one shake-uri, două juice-uri. Pentru astăzi, da? Așa. De prima gonna be... Astea la ce sunt bune? La migdale. Detoxifiere? Yeah, da. These are the, in our detox program, which așa. We make in Baldwin. Adică românul vine la dumneavoastră, cum a venit, o vedetă mare, o zână de la noi, da? Chiar a venit din România multe vedete, dar el nu vrea să spune cine. Politicien, mi-a spus în pauză, da? Da. Se duc oamenii acolo, beau dieta asta, mănâncă, consumă dieta de detoxificare și vin înapoi ca noi. Acum o să ne facă domnul Gesur, așa că mereu zic aiurea. Gesur o să ne facă... Și de la vacanță te duci tu la Turcia, la Bodrum, și de o vacanță o săptămână și le dăm detoxiere. Dar tu ai fost la Bodrum acolo, te-ai detoxifiat? Nu, dar am văzut, am fost, dar n-am făcut, nu am avut timp de două zile. Păi două zile am să trebuie o săptămână să stăm acolo. Și deci o săptămână te bagă în reparații capitale, exact, da, domnul exact, Gesur? Da. Adică te hrănește cu suc de ăsta și aici avem migdale muiate în apă.
Cât timp le-ați înmuiat în apă, domnul Gesur? One night? Abia aproape minimum 12 ore. 12 ore. Migdale has to stay in apa. Migdale crude care trebuie să stea în apă, da? Așa. Așa. Ce și, mai avem aici? Și după asta... Ia uite, aici avem un pansament. Ce facem, domne, cu pansamentul? Ne legăm la cap fără să ne doară? Pă bune. So, așa. Dacă vrei, acum eu explicăm cum tu, merengeam... Ține-i tu microfonul. Așa, da? Explică-ne, domnul Gesur. Prima, we can put one glass of migdale. Punem un pahar cu migdale în blender. Yes, așa. Then we gonna blend it. After we blend, for one glass pentru migdale, 3 pahare apă plată. 3 pahare de apă plată la un peste. Pahar de migdale, peste, da. Deasupra. Hai să și asta acum. Este laptele de migdale. Da. Este foarte bun. Bun pentru la ce alcalin, este bun? Foarte bun pentru alcalin. Vezi și că n-ai pus bine capacul și sare pe noi. Da, te rog frumos. Și așa? La fel ai calciu. Dar cum calciu. Ai descoperit dieta asta, domnul Gesur? Pentru... De unde știi, adică? De unde știi, da. N-ar da bilios în mână. Pentru asta. Pe care să ne îngândește conos. La microfon. Ok, we are the exclusive tour operator for the detox program since 3 years. That's the reason with our partner every time we make detox. How do you discover this diet? Okay. From, it's in your family. From our detox program. It's in your family, this yeah, I diet. Mean, I decide, I think you want to say, dovrei explica de ce am intrat la da. Detox fiere program, da? Da? Asta e când am 17 ani. Hai să amestecăm, da, domnișoara Cosmina. Nu mai sta așa cu asistenta. Ia că nu merge priza. Atenție. Când am 17 ani, da? From my family, let's say, în familia ta murit din cancer. Ca, tatăl tău, because sărat. Of to not to fit de sănătate. You know, da. Nu mâncam sănătate și tu don't look. Când am venit asta chance la mine 3 ani înainte din partener nou Sian Jotel în Bodrum, care da. A arrangeat la Detox Fiera program, am vorbesc with the specialist, explicat de mine pentru Detox Fiera cel mai important pentru sănătate când sunt, nu îi știu. Am și înțeles. După am văzut asta, I said, da. Ok, this is pentru mine to help the rest of the people. Am înțeles. For da, stai așa, stai că nu ne merge mixerul, îl reparăm imediat. N-am mai adus aici... Ia uite, măr, castravete, sfeclă roșie, varză, toate sunt crude. Lămâie, ghimbir, da, o să vedem ce facem imediat cu aceste ingrediente și cât de folositoare ne sunt pentru sănătate. Dar până se repară mixerul, Lucica, vină tu aici și ocupă-te, te rog, că așa. Eu mă duc aici la domnul cu sultanul. Ia să vedem, Gazi, ia să ne prezinte aici ce mâncare facem. Facem, ce avem aici? Niște carne. Carne de vită. E carne de asta, înainte pregătim 2 zile, adică 24 de ore, trebuie marinăm. În ce? Cu lapte. Cu lapte. Cu multe condimente. Dar de ce organe. Cu lapte? De ce lapte? Primul rând, lapte face carne mai moale. Adică mult. Da. Asta e secretul. Da, nu știu, cred că toate bucătari știi. Da, da, românii noștri nu știu. Da. Că da. Această carne de vită, deci atenție, dacă vreți să gătiți... Carne de vită, țineți-o în lapte 24 de ore. Da, și depinde de... Și cu lapte ce este încă? Și cu ce parte animalul folosește. Adică asta le mușcă și pulpe de spate. Da. Care nu... Adică orice carne nu merge. Care la nu asta. Are grăsime. Da. Și vârsta animalului și e foarte importantă. Corect, trebuie corect. Cu lapte, nu? Da, da sigur. Da. Adică... Hai să vedem ce avem aici. Avem aici sare, da. Organe, oregano, boia de iute, boia de negru, legumele, da. Dar legumele la noi e organic. Adică nu facem cu la solar păi și... Păi știu că vin legume din Turcia și în România, normal. Dar când legumele intră la congelat, se strică gustul. Se strică, da. Și carnea tot la fel este. Noi niciodată nu folosim carne recongelată. Da? Asta e cel mai important este. Secretul gustului, da. Dacă dai o bucată carne dumneavoastră, spuneți la frigider, la congelat, peste o zile se cotează și când pregătesc are diferența foarte mare. Aha. Deci trebuie proaspăt să fie. Exact. Și bun. Ce se numește mâncarea aceasta? Asta e Sultan Kebab, se numește. Wow, kebabul da, sultanului. Da. Dacă este Suleiman aici. Da, se face zi... cu carne crudă sau cu carne gătită? Facem cu carne crudă, da, trebuie, cu tava, dar... La cuptor. Da. Avem la cuptor alături. Da. Ok, hai să vedem cum se face. Repede, repede, repede. Da. Imediat, sigur. Deci, cum se procedează? Se taie ceapa. Ceapa. Da. Ia uite, domnul sultan, ce cuțit are. Zici că-i baionetă. Sunt 20 de ani bucătari. Suntem 5 frați bucătari. De 5 frați, da. Wow, și toți sunteți cel mai mare fraților este domnul Ghiasetin. El este cel mai mare maestru.
Da. Wow, ia uite ce îndemânare. Așa, așa, bravo, bravo. Să acum și facem ochii închiși. La... Cu ochii închiși? Da, sigur. Super tare, ia să vedem cu ochii închiși. Ia, stai puțin. Deci eu, tu crezi muști? Ia. Ei, ia uite și pe gazii. Aha, vezi? Dar tot atunci, iată bucata. Da. Și acolo merge blender, foarte bine. A început să meargă blenderul da. Domnul Vaz a durat, pot să facem ochii închiși și mai tare. Ia să vedem, filmați-l pe domnul Sultan cu ochii închiși, vă rog, să frumos sunt aici. Închideți ochii, vă rog. Așa, 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 băi, foarte mi-e frică tare. Eu. Nu, nu, sunt, da. Am experiență. Și toți frații sunt în România? Suntem 5 frați la România. Da? Da, e visul meu cel mai important, eu vreau să facem un restaurant de stele la România. Chiar am făcut. Da. A fost un restaurant foarte frumos la lângă ProTV și avem multe cunoscuți la acolo, să salutăm la toate. Și acum eu deschidem un restaurant numai... Noi nu suntem obișnuiți așa, zice, da. Nu zicem numele. Acum când deschizi restaurant, te invit și facem inaugurarea acolo. Sigur. Dar nu mai dați nume de alte televiziuni, vă rog, okay. Că nu... Da, okay. Scuze, iată-mi, vă rog. Faceți mâncare ca acasă. Aveți copii? Avem copii. Câți copii aveți? 4 copii avem. Wow, felicitări! Da, vreau 7. Serios? Da. Și mai poate soția? Avem o soție foarte frumoasă. E la Turcia, toată familia mea, pentru acolo avem altă cultură. Păi n-ați adus în România familia? Eu plec foarte des. A. Pe săptămână odată plec, distanța foarte mică. Este la Istanbul. O oră. Da. Și sincer dorim 7 copii, dar dacă aveți economia copiii, este calor de viață. Da, super. Ok, vă las acolo să tăiați ceapa, mă întorc pentru celelalte ingrediente. Renato, ce faci, Renato? Ia, deci face ceva rea, să știi, cu face ceva rea așa. Vorbesc foarte serios. Am probleme cu spatele. Nu vine ce faci acolo. Stai și tu pe biță, să o tragă și pe ea. Pe biță a fost, dar deci când vine aici la masaj, numai ea este, știi? De ce nu o pui pe biță acolo? Nu este adevărat, a fost și Denisa. Și uite ce hal, adică, na. Nu? Deci... Da, uite, Renata m-a rugat să o ajut în ceea ce privește o scolioză, o ușoară scolioză. Dar are un mușchi. Eu zic că nu are, în schimb are un mușchi destul de contractat. Eu credeam că îi faci masaj detox. Să-i facem detox? Da. Mă rog, fă-i ce vrei tu. Ea m-a rugat să mă ocup de spatele ei. Am înțeles că are câteva evenimente mai importante și o să aibă nevoie de... La bătaie te pomenesc. O să aibă nevoie de ajutorul spatelui, ca să zicem așa. Și atunci m-am oferit să o ajut. Să reducem această durere a micuței scolioze. Da. La scolioză niciodată nu se pune o presiune atât de mare în ceea ce privește afecțiunea aceasta. Se merge ușor, se merge cu neteziri, cu presiune. Da. Ok. Iar aici domnul Sultan toacă acum ardeiul. Deci a spus ceapa, puneți și ardeiul tocat. Da, important, roșie. Punem roșie din grup coș. Noi scotem coșele, punem fără coș. Fără coaj. Deci asta e foarte importantă. Primul rând, da. Chiar dacă fertem coșele, tot rămâne. Și fără coș e diferit este. Da, ok, vă las să le tocați. Foarte bine. Mă duc aici din nou la blender. Hai să vedem, s-a măcinat, s-a măcinat. Da. Nu prea? Aproape. Aproape. Da. Ok, punem apă. Deci la un pahar. Un pahar migdale, 3 pahare apă. Și după tot. Tot apă. Tot apă. Acum vrei. Bun. Și asta este laptele de migdale. Da, exact. Asta pentru ce foarte bine? Pentru alcali foarte bine și calciu, pentru calciu. La fel ai mult copil care nu place lapte. Și asta merge... Deci, domnul Jesus, care merge la voi, la Turcia, la Bodrum, da? Și face detoxierea asta cu o săptămână, cât kilogramul de jos? Asta la bonus, care tu îi știu, detoxierea pentru interne. Foarte pentru mate! Pentru sănătate, pentru mate, pentru corona, pentru afară toxică, și mergi pentru energie și sănătate. Da. După săptămâna minimum, săptămâna sau 10 zi, ai bonus aproape... 5, 6, 7 kg pierdut la fel. Da, dar la culis am vorbit, acolo zice că înainte să pleci de detoxierea acesta, trebuie de 10 zile să nu bei cafea, cola. Exact. Aha. Toată cofeii. Deci înainte de 10 zile trebuie să fii pregătit. Exact, cum ar veni. Dacă tu mergi la detoxiere, fără pre-detox, prima două zile ai foarte mare problemă pentru tine. De ce? Tot metabolismul e schimbat acolo. Da. Și după
toxic merge afară la... Afară mergi problemă. Că pentru asta foarte bine, care agenția de echipa, explică totul la client. Înainte la mers la detoxire la programul, pentru predetox. Deci după 12 ore ai pus amigdala acolo și când ai pus apă, s-a făcut ca o lapte. Exact. Asta înseamnă exact că ai pus... Asta este lapte la amigdala, exact. Și asta este foarte simplu. Foarte simplu, și foarte sănătos folosești pentru alcali. Cum folosești? Și peste sau e altceva acolo? Deci ideea este altceva. Că noi mâncăm foarte multe produse acide și ca să stingem această aciditate care intră în corpul nostru și care e plină de toxine, trebuie să mâncăm produse alcaline, cum este acest lapte de migdale. Deci se țin migdalele 12 ore în apă la înmuiat, se amestecă la un pahar de migdale, 3 pahare de apă, dar se dă în blender și iată a rezultat laptele de migdale. Hai să vedem după aceea ce faceți. Exact. După asta, acum... Deci dumneavoastră așa vă tratați clienții, numai cu sucuri asta nu din astea. Blender la noi, asta nu știu cum, merge, excuzați. Bine, acolo la ei, la hotel, este și o sală de fitness, o sală de sport, o sală de tratament, asta o sală de hamam, nu? Asta e blenderul lui Gazi. Exact. Serios. Deci el știe cum se folosește. Pentru asta am fost așa. Așa. Deci, trecoare, deci da? S-ar putea pui aici și un... Cum îl cheamă, la care îl pune? Batista? Un tifon e cel mai bun. Așa, așa, da. O secundă, mai da. Bine dacă îngem afară. Și așa. Deci așa. Se nu uite la juciu, da? Exact. Așa. Exact, domnule. Când și venim acolo la Bodrum la voi... Sunt servis de tine, toate produsele noi. Mulțumesc. Se știe că, Adriana foarte sensibilă. Da, se știi. La cred. Da. Înțeleg. Pentru doamna Adriana, specialist la noi de toxire, specialist la noi care foarte faimos în Turcia. Pentru altă dată l-a arătat aici... Program pentru doamna Adriana. L-a arătat aici cu filmare ce s-a întâmplat la voi. Dar le faceți și de mâncare, nu? Da, ai de... Exact, exact. Ai de master detox, care e atât pentru lichita de shake-ul, și ai raw food detox. Care ce? Raw food detox, ai de lichită la fel, totul shake-ului, și de mâncarea la raw food. Aha. Care, da. De adică mâncare crudă vegetariană. Da, exact, exact. Da, da, raw food. Un fel de raw vegan, așa, capă la noi. Okay. Deci de asta, de acolo am învățat Andreea Marin cum să-și facă ea de mâncare. De la dumneavoastră, nu? Te rog frumos. Așa, mulțumesc. Hai să... Să-l beau eu. Da. Pot tot. Adriana, stai, scrie prima moștenire. Pentru alcalin și pentru calciu. Foarte sănătos. Ia, Gazi, ia trecem cu acest, să-l bei tu. Păi lasă acum să las moștenire. Ciorapele mele care este în baie la Cristi, cameraman. Chiar dacă este turc, n-a ajuns la dumneavoastră la Bodrum. Super. Bine, nu e gustos, îți dai seama. Pentru că orice... Bun. E bun, pentru gust, ăla nu bine pentru sănătate. E bine, lasă, merge. Mai departe, ce facem? Ai alta shake-uri. Microfon, da. Stai. Oba. Așa. Se, după asta terminăm asta, ai alta pink juice. Pink juice. Cum se face? Vegetabil. Ia, după asta. Ok, am terminat asta. Te-ai explicat de tine de următoare la pink juice, tu ai arrangeat. Și asta e... Putem luăm și asta? Ai nevoie? Nu, aici avem nevoie, ca să facem pink juice. Pentru asta, am înțeles. Așa. Da. Yeah. Cum se face? Tot e la fel, like, îl pui la blender. Da, tot pui la blender. Mai bine. Du-te și dă-i lumina să verse. Să verse laptele de migdale. Da, da. Dar da, se poate amesteca laptele de migdale cu specla roșie. Exact. Nu? Nu. Nu utilizăm mizazul. Și eu acum arunc asta și le aduc la tine. Exact. L-am mulțumesc. Așa. Tot fac asta că l-aduci pe mine la Bodrum, să știi. Ok, și deci, pacientul trebuie să bea doar aceste sucuri, n-are voie altceva, n-are voie cafea, n-are voie cola, chestii din asta, nu? Exact, nu. E interzis, da? Și dacă nu-i place? Ai multe variante. Ai multe variante, ai multe shake-uri la suc. Câte variante de shake-uri aveți? Ai minimum aproape 40, 30. Wow. Dar asta e fiecare zi, alte variante arrangeată la specialist. Și adică dumneavoastră numai cu din astea mâncați, din astea cu astea trăiți, cu sucurile astea? Cine, eu? Da. Da, să arătați bine așa. Ce mâncați? Asta, acum 3 ani sunt, după Discover, după, știu, la detoxiere și raw food, sunt schimbat toată viața la noi. Serios? Exact. Nu știu, asta e eu.
Am înțeles. Și eu aproape 39 ani. Mulți înainte. Mulțumesc mult. Și asta este pentru noi. Eu vrei să schimbați toată român. De ce? Acum 15 ani am muncit cu român. Când am stat în România, aproape 100.000 români am fost la ultime 11 ani la Bodrum, care tot știu la mine. Și am mult, mult prieteni români. Asta, pentru asta am intrat programul ăsta la detoxiere. Da. Tu schimbat tot sănătate. But de mentalitate la noi, mentalitate la noi este campanie tur operator, sunt nu place trimit la persoane la pește. Sunt se. Înveți să pescuiască. Da. Asta când tu am venit la program la noi în Bodrum, în săptămâna, după terminat programul de detoxiere, fiecare zi ai specialist explicat de tine cum mâncam sănătos. Aha, și cum aranjat. Asta e important. Da, ce mâncați? După, tot raw food. Sunt, raw food, adică raw food. Exactly. Nu mâncați ouă, nu mâncați lapte. Puțin. 90%. Am turc. Am înțeles. Am turc 90%. Ok, hai mâncat, să vedem shake-ul ăsta cum se face. Da. Îți dai mie microfon, te rog. Mulțumesc. Da. Și... Deci punem sfeclă roșie, un sfert de sfeclă. Ce mai punem? Și ghimbir. Ghimbir. Și morcov. Măr. Măr la roșu. Da. Verde nu merge? Merge, ce asta, ai prin casă. Asta e suc al. Ai mult. Ai mult. Am înțeles. Și jumătate la... Da. Nu știu cum o să le toace blenderul ăla, dar... Hai să ne vedem. Așa. Ok. Hai, încet facem, încet, nu? Încet facem. Să ne blocheze. Deci după o săptămână din asta de detoxifiere, câte cure din asta de detoxifiere trebuie să faci pe an? Minimum 2 ore. Minimum 2 pe an. Da, hai că nu mai merge mixerul. Mă întorc imediat la voi, vă las să vă repare colegii mixerul. Mă duc aici la domnul Sultan. Ce faceți, domnule, aici? Ce ați amestecat? Deci, ceapă, ardei verde, tocat mărunt, carne de vită, roșii fără coajă. Da. Ce mai puneți? Condimentele. Da. Și noi mai multe foloseam organe pentru și sănătos și mirosul foarte bun. Da. Arde iute, depinde de cu plăcerea. Adică eu mănânc iute. Cine mănânc iute, pune arde iute. Cine nu mănânc, arde normal. Am zis, e important carne cum trebuie să marinat. Asta dacă stai 5 minute mai târziu din la foc, sunt terminat. Și băgăm la cuptor sau pe foc, da? Da, sau cuptor sau foc. Merge și. Și. Da. Cum vrem. Și asta se numește? Sultan kebab. Sultan kebab, adică kebabul sultanului. Gazi? Da. Eu zic așa. Hai să ne cânt, să repare mixerul ăla ca lumea, să măcinăm toate alea acolo. Okay. Doamne, Sfântul Iosif. Să nu mâncați fără noi, da? Dă-te la o parte să-mi facă și mie. Dă-te la o parte. Neata, ce mai faci aici? În fiecare zi face mai asta. Mai puțin și ador. Păi normal, îți dai seama. Am văzut că e vorba de shake-uri, de detoxifiere și am zis să îi ofer și Renatei un pic de detoxifiere prin procedura reflexoterapiei. Asta nu poți face numai tu? Nu am întrebat, adică oricine a pot să oricine, face oricine detoxiere să facă. La ea? Desigur, ce de ce nu? Ce faci tu de până aici? Am întrebat dacă nu, pot. Nu, nu-i vreau nevoie, aici e ceva medical. Gazi, te rog să ne cânti acum, dragul imediat. Meu. Și după aceea mai facem shake-uri, acum, da? Acum, din premiera, o să fie colajul în asta. În premiera Hai. Mondială, Gazi Demirel! Çaydan mı geçtin, yanakların alan olmuş konyak mı içtin? İçtiğimiz konyak, mezemiz kaymak. Sen kimin yarısın yavrum, her yanın oynat. Aman her yanın oynat. Arabaya sen bin, paytona ben. Anasını sen al, kızını da ben. Arabaya sen bin, paytona ben. Anasını sen al, kızını da ben. Yavrum kızını da ben. Hoppa!
çöllerde biçtirmedim ellere. Ekin ektim çöllerde biçtirmedim ellere. 15'inde yar sevdim de sezdirmedim ellere. 15'inde yar sevdim de sezdirmedim ellere. Çıt çıt çedene de, çıt 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 çedene de sar bedeni bedene. Dünya dolu yar olsa da alacağım bir dar. Çıt çıt çedene de, çıt 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 çedene de sar bedeni bedene. Dünya dolu yar olsa da alacağım bir dar. Am făcut și masaj acolo la arenă, dar am ajutat pe maestru. Mai bine treci aici la mixer, că uite ce mixer ne-ai adus, care nu merge. Deci, m-a scuzat, data viitoare la aduc un mixer nou, nou. Cu fața la cameră, nu cu spatele. Nu cu acest gestul. Așa, așa. Hai să vedem, ce ați spus acolo? Deci, speclă roșie, măr, măr, da. Castravete, varză. Acum ai pus varză. Varză. Varză, varză. Dai drum. E... Așa, vezi? Medin gaze de miral. Merge. Să ai liniștit. Dar sare punem la mâncarea asta? Sare. Sare se pune? Sare se pune, domnul Jesu? Sare. Nu. Fără niciun asta nu, asta nu ai sare. Nici la mâncare. Da, ai sare în program la noi nostru. Poate oșin sare. Nu asta sare, la oșin sare. Pentru altceva, adică. Da. Sare de mare, adică. Da. Doar la mâncare. Și unde te găsim asta? Ai... Din tot magazin. Ah. N-am interesat, da, aia. Tu nu știi unde se găsește starea de mare? Nu! Dacă niciodată n-am folosit... Acum sunt aici, este turopretele de toxire, tu schimbat, tot român la sănătate. Deci de emisiune necenzurat, de la ăla până la mare, se vine la... Ok. Ai auzit Claudia? Ai auzit și Claudia, da. Pentru asta eu am venit din Bodrum la România. De ce eu am venit? Foarte bine. Pentru schimbata...